Bun, astăzi, deci după ce primele două ședințe am discutat despre funcții la modul general și funcția de gradul 1, bine, o să ne mai întâlnim noi cu ele. Astăzi o să trecem la a doua temă, funcția de gradul al doilea. Din momentul ăsta aplicații o să fac din subiectele care sunt în principiu de bacalaureat. Acum nu mai apare o listă cum a apărut până acum 5-6 ani de subiecte, dar ceea ce am observat eu că la bacalaureat se dă tot cam în același gen, doar că se schimbă datele acolo. Până acum a fost la un dat, a fost un set de subiecte până în 2007, cred. După aia în 2008 s-a schimbat câte ceva, s-au făcut foarte dure, până în 2009 s-a revenit. Și pe urmă s-a mers până în 2019, 18, 19, s-a mers cu acelea subiecte, se trăgea la sorți unul din cele 100 de subiecte, în sfârșit poate și pe la casă mai sunteți care faceți tot din ele, pentru că au fost foarte bine gândite, în sensul că au acoperit aproape toată materia și cu probleme de la dificile până la, de la ușoare până la dificile. Eu le-am selectat pe toate cele 1000 de probleme și de la M1, cele 1000 de la M2. După de acum vreo 2-3 ani s-a renunțat la subiectele la ce am văzut eu, dar tot de același tip, doar să schimbă dată. În loc de un radical din 2, pun un radical din 3 sau foarte puțin la enunț. Deci tipul va fi aceeași. Din această cauză, deci eu voi alege că dacă la primele două teme, nu prea la funcția de grad, erau câteva probleme foarte, foarte simple pentru bacalaureat, de asta am mai ales din diverse culegeri, de aici o să mă axez în principal pe alea, evident, dacă dumneavoastră, și acum uite, am uitat să vă adresez invitația, dacă dumneavoastră aveți probleme pe care propuneți să le facem la o anumită temă, că eu ați văzut că anunț pe Facebook tema și vă anunț și pe dumneavoastră, de obicei, dar cred că data trecută am uitat, puteți să-mi propuneți dumneavoastră probleme de la tema respectivă. Repede, pot să vă fac și la alte teme, dar ca să nu sărim calul, știți, adică știți, să n-ajung la situații de asta, nu știu, are mâine cineva teză și dă integrale și eu sunt la radical și vreau să fac integral, eu pot să fac asta, nu mă deranjează, dar s-ar putea să plictisească ceilalți. Da? Dar dacă e din tema respectivă și aveți ceva nerezolvat, puteți să-mi trimiteți fie pe mail, fie chiar în momentul expunerii, faceți aminte, mi-o trimiteți pe mail, eu imediat o descarc și eu pun poza aici și o rezolvăm. Da? Nu fac probleme de astea transmise oral. Pentru că am avut de zeci de ori în toată activitatea mea de profesor surpriză de asta, știți? Să știu problema pe din afară. Și vedeam că e greșită, că na, nu dădea nimic, știți? Nu că așa este, așa este, așa este. Și până după o săptămână spune, a, da, știți, mai era ceva, știi, exact esențialul. Și de asta, de obicei, vreau să le văd tipărite undeva. Faceți o poză, ceva, pe ele nu contează și mi-o dați. Dacă să o văd eu tipărită undeva oficial, știți, să știu sigur că enunțul e bun, da? Deci puteți să mă întrebați, să repet, orice problemă, nicio chestie. Ar fi și mai bine, așa că am mai face variații, da? Bun, hai să trecem la fapt. Funcția de gradul al doilea. Ce Dumnezeu e funcția asta de gradul al doilea? În primul, hai să facem din nou mica parte de teorie, nu o să mă lungesc enorm de mult, că avem multe probleme. Este funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egală cu ax pătrat plus bx plus c, cu a diferit de 0, adică polinomul de gradul al doilea, da? Da, deci dacă funcția de gradul întâi era ax plus b cu a diferit de 0, asta e ax pătrat plus bx plus, evident că b sau c poate să fie și exact, da? Ce mă interesează la o funcție? Păi, odată, de exemplu, rădăcinile acestea, păi, adică ce? Rezolvăm ecuația de gradul 2, toată lumea știți să o rezolvați, da? Soluțiile ecuației sunt x1, 2 egal cu minus b plus sau minus radical din b pătrat minus 4ac supra 2a.
da? Unde cantitatea asta b pătrat minus 4ac se mai cheamă delta, adică discriminantul ecuației. Discriminantul ecuației, da? Evident că dacă delta mai mare strica 0, observați aici, radicalul se poate extrage și am plus ceva, minus ceva. Deci în acest caz, rădăcinile x1, x2 sunt reale, da? Și sunt și diferite între ele. Nu că odată se adună ceva radical din delta, odată se scade. Dacă delta e egal cu 0. De asemenea, rădăcinile sunt reale. Pentru că ce înseamnă? Am aici radical din 0. Care e 0? Numai că ele sunt egale. Vedeți că e minus b plus 0 pe 2 minus b minus 0 pe 2. Deci în acest caz rădăcinile sunt și egale. Da? Iar dacă delta, dacă delta este mai mic, strica 0, atunci ce se întâmplă? Observați că radicalul vine din ceva negativ, știți că asta sunt numele alea imaginare, alea cu I, da? Deci în acest caz X1 și X2 nu aparțin lui R. Bun. Evident sunt diferite. Da? Dar nu aparțin lui R. Prin urmare, dacă am într-o problemă să se determine condiția nu știu ce ca rădăcinile să fie reale, condiția va fi care? Delta mai mare sau egal cu 0, da? Să nu fie reale. Delta mai mică, să fie egale, să fie diferite. Dacă îmi spuneți fie reale și diferite, e delta mai mare. Dacă îmi spuneți să fie numai reale, să fie numai diferite, poate să fie, adică ce? Delta diferit de 0, ori mai mare, ori mai mic, da? O să vedem. Bun, astea sunt rădăcini. De asemenea, între rădăcini, avem multe aici. Între rădăcini avem relațiile lui Viet, relație lui Viet, Viete, François Viet, care ce îmi spun? Îmi spun așa, domnule, suma rădăcinilor x1 plus x2 este egală cu minus b pe a și produsul rădăcinilor x1, x2 egal cu c pe a. O să vorbim mai mult despre ele în momentul în care ajungem la probleme concrete. Dacă avem câteva, v-am selectat azi. Deci, suma, observați, amândouă sunt supra A, adică cine A fiind coeficientul dominant, da? Coeficientul dominant într-un polinom este coeficientul x la puterea cea mai mare. Da? Și primul este B, B pe A, C pe A. Da? Observați și semnele sunt alternate. Minus, plus, dacă mai era o altă relație, minus, plus, bla, bla. Da? O să vedem la polinome. Bun. Ele se folosesc, atenție, aceste relații ale lui Viet se folosesc în momentul în care între x1 și x2 mai avem o relație. Pentru că dacă veți încerca să rezolvați sistemul ăsta, nu obțineți decât asta de la început. În care în loc de x obțineți x, îl aveți pe x1 sau în loc de x îl aveți pe x2. Nu, spre exemplu, dacă îl scot pe x1 ca fiind minus b pe a minus x2 și îl bag aici, nu obțineți decât asta. În loc de x, puneți x2, da? Și la fel cu x1. Deci nu o să-mi folosească ca atare la rezolvare, ci numai în momentul în care, repet, între x1 și x2 mai am o relație. Sau mi se cere, o să vedem la un moment dat, o funcție de, să calculez o funcție de x1 și x2. Și o să vedem că dacă, de exemplu, îmi dă o relație f de x1, x2, nu știu, să spun, uite, cum ar fi x1 la a treia plus x2 la a treia. Eu, teoretic, pot să rezolv ecuația asta, să-i scot pe x1 și x2 și să-i pun aici. Nu e greșit, nu e absolut deloc greșit. Numai că ce se întâmplă? E posibil să mă încurc în radicale aia, când încep. Radical la a treia, nu știu ce, binomul la a treia, nu, că va veni ceva aici, plus radicalul ăsta pe 2 la a 3. Un binom la a, e posibil să greșești. Și atunci preferăm de obicei reducerea unei astfel de expresii. O să vedeți când la expresia asta de la Viet. O să insist mai mult atunci la momentul respectiv. Da? Bun. Acum, ce mă mai interesează la o astfel de funcție? Uite, semnul funcției de gradul al doilea. Adică ce înseamnă? Când funcția asta este mai mare ca 0, când e mai mică ca 0, când este egal cu 0, am văzut-o deja, da? Deci, pentru inecuație, atenție, semnul funcției de